Bun găsit, întunecaților! În această noapte friguroasă vom asculta o povestire întunecată, a cărei acțiune pare de necrezut. În primul rând, vreau să știți că mereu am iubit copiii mici, mereu mi s-au părut niște îngerași și chiar obișnuiam să-i numesc astfel, până într-o noapte când... Ei bine, haideți să aflăm împreună mai multe detalii despre această întâmplare cutremurătoare. Vă rog să dați subscribe la acest canal și să apăsați clopoțelul de alături pentru a fi înștiințați de fiecare dată când postez ceva nou. Dar în fine, acum haideți să vedem cum s-a dus viața mea de râpă. Era anul 2013, asta mi-amintesc cu siguranță. Era toamnă târzie, începutul lunii noiembrie. Ei bine, iată că în această lună a început coșmarul. Această nenorocire care s-a insinuat în viața mea pe neașteptate și într-un mod incredibil de perfid. Sufeream de singurătate. Poate pare ridicol să auzi un bărbat în toată firea la 30 de ani că spune că suferă de singurătate, dar acesta era adevărul. Nu eram căsătorit pe atunci, căci am ales mai degrabă să-mi fac o carieră la o corporație decât să-mi văd de viața personală. Vedeți voi, lucram la Amazon și primeam lunar o sumă frumușică de bani cu care puteam să-mi fac de cap cum voiam. Purtam haine scumpe, cumpărate de la magazinele de lux din Palace Mall, petreceam alături de fete cu moravuri discutabile prin cluburi, bând și consumând tinerețea în cel mai jalnic mod cu putință. Eram conștient de faptul că viața mea înainta asemenea unui om legat cu o cârpă neagră la ochi. Nu știam încotro mă îndrept, iar acest gând începuse să mă chinuie de vreo 2 ani. Fusesem atins de un nihilism usturător care mă chinuia nopțile și în curând am început să caut alinare. Începusem să fac de cap cu cine apucam, ba chiar să beau până îmi pierdeam mințile, ca în final să recurg și la substanțe recreative, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Probabil că înțelegeți deja că lucrurile se pregăteau să o ia la vale serios. Odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani, am suferit o cădere psihică cruntă, încât abia mai făceam față la locul de muncă. Zilele mele deveniseră un adevărat chin, iar noaptea eram trudit de insomnie. Începuse, iată, să mă bântuie gândul morții. Trăiam cu gândul că lumea în curând se va sfârși, iar că eu mă voi duce în iad. Habar nu aveam dacă exista iad, dar bănuiam că aveam să mă duc undeva unde aveam să fiu chinuit și mai tare decât pe lumea aceasta. Eram confuz și căutam o cale de scăpare. Iată totuși că am găsit această cale. Poate o să vi se pară ciudată împrejurarea, dar într-una din zile când plecasem de la oribilul meu loc de muncă, în apropierea casei am observat un copilaș de vreo 8 ani care drâdea în frig. Era, cum vă spuneam, noiembrie, iar în acea zi am văzut primii fulgi de zăpadă țopâind prin aer. Priveliștea aceasta cu copilașul care drâdea de frig m-a înduioșat și pe jumătate m-a enervat. Oamenii treceau grăbiți pe lângă dânsul și nimănui nu părea să-i pese că bietul copil avea degetele aproape vineți. M-am oprit nedumerit la câțiva metri de el și l-am privit. Copilul părea de altfel îngrijit, dacă aș putea spune asta. Nu părea să fie un copil al străzii, ori dacă era, trebuia să fie pe drumuri de vreo câteva zile, căci nu era murdar, iar aspectul său, cum vă spuneam, era destul de îngrijit. Un gând m-a străfulgerat. De ce mă gândeam atât de mult la asta? Puteam sigur să mă apropii de el și să-i dau câțiva bani să-și cumpere de mâncare, dar sincer nu părea un cerșetor. Poate părinții lui erau prin apropiere, cine știe... În orice caz, m-am întors și am urcat în primul tramvai care mă ducea spre locul de muncă. Petrecusem toată ziua la servici, butonând în fața calculatorului. Abia așteptam să treacă ziua și să mă întorc acasă mai repede. Timpul trecuse incredibil de greu, dar iată că sosi și ora magică, așa cum o numeam eu. Ora 17, ora la care plecam acasă. Ora la care părăseam scaunul acela confortabil pentru patul de acasă. Am părăsit așadar clădirea de sticlă și beton și am pornit către stația de tramvai. Când am ajuns în cartier la mine, am fost surprins să-l văd din nou pe acel băiețel exact în același loc. Mititelul stătea pe banca din stația de tramvai și îi dârdea de frig. Părea să fie leșinat și imediat mi s-a urcat sângele la cap de nervi. Nimănui nu părea să-i pese, nimănui. Nu am mai stat pe gânduri, m-am îndreptat către el și l-am întrebat ce căuta acolo. El a lăsat capul în pământ și a început să plângă, tremura ca un câine din pricina frigului. În acel moment am fost copleșit de milă față de acel nefericit și am intrat cu dânsul într-un magazin cu chinezării de unde i-am cumpărat o geacă de iarnă.
L-am ajutat să se îmbrace, iar pe fața lui am văzut o bucurie nespusă. Cumva și eu parcă mă bucuram la fel de mult văzându-l cum a început să țupuie fericit de colo-colo, mulțumindu-mi cu lacrimi în ochi. Ceea ce însă a urmat a fost incredibil de straniu, cu atât mai mult cu cât acela a fost momentul în care aș putea spune că a început nenorocirea. Cred că se făcuse ora 9 seara, iar eu eram pe stradă vorbind mărunțișuri cu acel copil, când la un moment dat am început să mă retrag încercând să-i spun că trebuie să mă întorc acasă la mine. Copilașul s-a întunecat la față și am putut să-l văd din nou tristețea cuprinzându-l la fel ca înainte. Dar totuși nu puteam sta toată noaptea cu el în stradă. Am încercat să trec peste acel moment jenant și m-am ridicat spunându-i la revedere. Am pășit hotărât îndreptându-mă spre strada unde locuiam, când deodată un sentiment straniu m-a cuprins. Am privit în grabă peste umăr și l-am văzut tot acolo, stând sub lumina gălbuie a unui bec de stâlp. Ceața a început să coboare ușor din cer, iar în stradă nu mai era țipenie de om. Doar el, o mugâldeață mică, chircită sub geaca de iarnă, cu două numere mai mari pe care o cumpărasem. Puteam eu oare să plec în păcat acasă? Sigur, îi cumpărasem de îmbrăcat, dar oare eram de ajuns? Cine știe ce putea să pățească peste noapte copilul? Până la urmă eu nu știam nimic despre el. Cine era? Al cui era? De unde venea și ce se întâmplase cu el? Cum ajunsese el pe stradă? Nu se rătăcise, asta era cert, mi-a spus-o de când a îmbrăcat geaca. M-am gândit să mă întorc la el și să-i vorbesc, dar altfel copilașul era tare tăcut și cu greu puteai smulge o vorbuliță din gura lui. M-am întors așadar și am putut vedea cum se înseninează la față. Ce-i cu tine? Spune-mi, cum ai ajuns pe stradă? Tu nu pare un cerșetor, asta e clar. Dacă nu-mi vorbesc, să știi că nu te pot ajuta cu nimic decât să sun la poliție. Vrei să sun la poliție? Spune-mi, unde locuiești? Ai plecat de acasă? Ai pățit ceva? Ai fost răpit? Copilașul dădu trez din cap și privi în pământ. Vedeți, dumneavoastră, eu am fugit de acasă. Tatăl meu este un om foarte rău, are o inimă rea. A ucis-o în bătaie pe mama și când a venit poliția la fața locului, el a zis doar că a fost un accident, dar eu am văzut cum a ucis-o. A dat-o cu capul de perete. Poliția nu a făcut nimic, i-au dat dreptate. Dar eu cred că doar au vrut să scape mai repede de noi. Eu le-am zis să mă ia cu ei, că mi-este frică de el, dar nu le-a păsat. M-au lăsat cu tata, iar tata este un monstru. Așa că am fugit de acasă, am plecat tocmai din Bârlad cu trenul până aici în Iași. Dumnezeule mare, situația se complicase incredibil de tare. Recunosc că în acel moment am făcut probabil cea mai mare greșeală a vieții mele. I-am spus că poate să rămână peste noapte la mine. Plănuiam ca a doua zi să merg la poliție și să discut cu dânsii despre această situație incredibil de complicată. Voiam în primul rând să mă conving dacă băiețelul spunea adevărul, apoi dacă într-adevăr fugise de acasă din pricina tatălui său abuziv, să încerc să-i conving că băiețelul nu era în siguranță alături de el. Mă gândisem că cea mai bună soluție pentru el ar fi fost să fie adoptat. Așa am și făcut. Tatăl său a fost imediat decăzut din drepturile părintești. Imediat autoritățile au inițiat un proces prin care băiețelul să fie luat în îngrijire de către statul român. Însă în acel moment mi-a venit o idee. Nu mă întrebați ce a fost în capul meu, dar parcă mânat de un duh necurat, le-am spus polițiștilor că vreau să-l cresc eu. După vreo două săptămâni în care au fost îndeplinite formalitățile legale obișnuite în cazurile de adopție, băiețelul pe nume Andrei s-a mutat la mine. Copilașul era incredibil de fericit și eu parcă începusem să nu mai am acele stări de tristețe. Cred că chiar aceste stări incredibil de neplăcute m-au îndemnat să-l adopt. Starea mea jalnică, fără speranță. Îmi doream pe cineva în viața mea, chiar cineva de care să am grijă și pe care să-l las în urmă atunci când eu nu voi mai fi pe acest pământ. Iar acest copilaș mi s-a părut cea mai bună și mai nobilă soluție. Nu pot nega că primele zile pe care el le-a petrecut în casa mea au fost probabil cele mai frumoase din viața mea. Îmi povestise cu amar copilăria sa grea alături de familia biologică, apoi de apucăturile mamei sale nu tocmai morale. În cele din urmă mi-a descris cu lux de amănunte moartea mamei lui, cum nemernicul a izbit-o de nenumărate ori cu capul de perete, până când aceasta a rămas fără suflare. Of, Dumnezeule, ce tristețe! Dar iată că trecutul fusese abandonat și se pare că băiețelul urma să aibă parte de un viitor promițător.
Găsisem chiar și o bonă simpatică care să stea cu dânsul atâta timp cât eu eram plecat la lucru. Bona îi gătea, se îngrijea de el să-l ducă și să-l aducă de la școală și îmi pregătea și mie masa seara când veneam de la servici. Dar iată însă că într-o noapte ceva cumplit s-a întâmplat. Întorcându-mă acasă după o zi lungă de muncă, am fost întâmpinat de o priveliște îngrozitoare. Bona pe care o angajasem să aibă parte de copilaș zăcea lat în bucătărie într-o baie de sânge. Fătuca avea gâtul tăiat și părea moartă de ore bune, căci sângele începuse să se coaguleze pe gresie. Cuprins de groază am urlat și am alergat imediat să-l caut pe micuțul Andrei, care se ascunsese într-un dulap. Bietul tremura ca un câine fugărit. Poliția a ajuns imediat la fața locului și au desfășurat investigații. Cadavrul femeii a fost luat de către cei de la medicina legală și vârât într-un sac negru cu fermoar. Am fost amândoi chestionați, însă micuțul Andrei nu voia să scoată niciun sunet, parcă era mut. De fapt, cred că era într-atât de speriat încât se închisese în trânsul cu totul, ca într-un fel de mecanism de apărare, de a trece mai ușor peste acea traumă sinistră. Zilele următoare le-am petrecut incredibil de frustrat. Îmi luasem concediu de la servici, așteptând rezultatul cercetărilor poliției. În final, se ajunsese la concluzia că femeia s-a sinucis. O concluzie, ziceam eu, absurdă, însă cea mai potrivită oarecum. În casă nu existau urme de intrare prin efracție. Ușile erau închise perfect, la fel și ferestrele. Despre cel mic nici nu încăpea discuție să fi fost el cel care s-o fi ucis pe biata bonă. Era mult prea mic și femeia l-ar fi putut înlătura cu ușurință. Am montat camere video la fiecare din cele două intrări în casă, însă se pare că în perioada următoare un val de liniște s-a lăsat peste locuința mea. Un echipaj de poliție fusese pus la dispoziție pentru a ne supraveghea noaptea în cazul în care cineva ar vrea să ne atace. Îmi făceam grijă atât pentru micuțul Andrei, cât și pentru mine. A trebuit în final să ne obișnuim cu explicația absurdă conform căreia Bona chiar s-a sinucis. Am acceptat cu greu acest gând, însă nu aveam de ales. A trecut astfel vreo lună și treptat echipajul de poliție care supraveghea casa noastră a fost retras. Nu am detectat niciun fel de activitate suspicioasă pe camerele video. Dar iată că veni și luna decembrie și iată că pregătirile de Crăciun erau în toi. Mă întorsesem de la servici și fusesem chiar promovat în companie pe o poziție superioară, mult mai bine plătită. Micuțul Andrei își recăpătase vivacitatea și acum se juca vesel cu colegii lui de școală, trecând cu totul peste nenorocirea ce avusese loc în lunile trecute. Cu o zi înainte de ajunul Crăciunului, iată că adusesem acasă un brad frumos argintiu pe care dădusem o avere. Voiam să-l împodobim în salon și să mâncăm prăjituri în timp ce aveam să ne uităm împreună la un film de groază. Surpriza mare era că pe lângă toate acestea urma să fiu vizitat în acea seară de o colegă de servici de care mă atașasem în ultima vreme. Eu și Gabriela începusem să avem sentimente asemănătoare unul față de celălalt și am decis astfel să o invit în acea seară acasă la mine, să-i fac cunoștință cu micuțul Andrei. În șemineu focul ardea ambietor, iar în mijlocul salonului stăteau fel de fel de cutii cu globuri colorate și ghirlande luminoase care așteptau să fie agățate în brad. Iată că imediat l-au șăbătut și Gabriela și în curând toți trei împodobeam acel brad. A fost unul dintre cele mai speciale momente din acel an. Eram cu adevărat bucuros, iar Gabriela părea să-l îndrăgească din calea afară pe Andrei. Vremea, în schimb, se înrăutățise și propusesem pe departe colegei mele să rămână peste noapte la mine. Spre bucuria mea, ea nu a refuzat. Noaptea se lăsase, iar afară începuse să plouă cu găleata. În casă era cald și bine și hotărâsem să mă uit cu Gabriela la un film de groază. Ea aproape că dormise în brațele mele, când deodată am auzit de undeva din bucătărie un sunet bizar, un fel de trâncănit. Pentru un moment nu am luat în seamă acel sunet și am considerat că probabil era o farfurie care se răsturnase în ghiuvetă. A doua oară însă acel sunet a fost însoțit de un altul, care mi s-a părut că sună mai degrabă a pași greoi. M-am întors repede, iar Gabriel a dat un râgnet de groază când imediat, la câțiva centimetri de mine, a căzut cu forța un braț care ținea strâns în mână un cuțit. Bratul s-a ridicat și a lovit încă o dată, însă a nimerit din nou în canapea. Gabriela a început să răcnească îngrozită în timp ce eu aruncam diverse obiecte care îmi cădeau în mână spre necunoscutul din casă. Era un bărbat mare cât un urs, cu un aspect incredibil de neîngrijit.
Matahala se năpusti către mine, trântindu-mă la podea. M-am luptat cum am putut cu gorila aceea, însă eu nu eram obișnuit cu astfel de confruntări. Omul ridică cuțitul, însă l-am mușcat de mână încât acesta l-a scăpat pe podea. Furios, Namila m-a înșfăcat de gât vrând să mă sugrume. Tocmai în momentul în care credeam că aveam să o mor, Matahala a căzut lată peste mine, slăbind strânsoarea. Omul era mort. În spatele lui, Gabriela stătea tremurând murdar de sânge. Când nebunul mă gâtuia, ea apucase cuțitul și îl înfipsese în ceafă, omorându-l pe loc. Am răsuflat ușurat, însă spre groaza noastră din colțul camerei, am auzit un plâns înecat și pe micuțul Andrei strigând cu ură. Nenorociților, nu avar dracu să vă ia! L-ați omorât pe tata! Am rămas amândoi mărmuriți și abia ne-am făcut curaj să sunăm la poliție pentru a reclama ce s-a întâmplat. Vedeți voi, Crăciunul acela a fost cel mai oribil din viața mea. Nenorocirea din acea noapte însă m-a legat și mai mult de Gabriela, cu care acum sunt căsătorit. Însă ceea ce a fost incredibil de straniu și de bolnav a fost faptul că perioada de dinainte de acel moment fusese o adevărată iluzie, o minciună sinistră. Aveam să aflu că tatăl micuțului Andrei fusese într-adevăr cel care intrase peste noi în acea noapte și că de fapt Andrei nici măcar nu era copilul lui. Îl răpise dintr-un orfelinat și îl folosea ca momeală. Îl scotea iarna pe stradă, unde stârnea mila oamenilor care îi dădeau bani și haine. Tot ce strângea copilul, cel care răpise vindea pe băutură și curve. Odată cu mine însă, omul acela prinsese gust de confort și de bani serioși. În noaptea în care intrase în casă și omorâse pe bună, furase o mică sumă de bani, căci eu nu obișnuiam să țin bani în casă, ci în bancă. Eu nu fusesem în casă atunci. Spre norocul meu, eu încă eram la muncă când nenorocitul intrase în casă, ajutat de fiul său care îi deschisese ușa. Și iată că în iarna acelui an, descusătorul de Andrei a plănuit împreună cu ucigașul acela încă o lovitură în care avea să mă ucidă pe mine și pe Gabriela. Dar nu a mers. E trist faptul că un astfel de caz s-a terminat atât de înfiorător, dar trebuia să se încheie odată. Nu putea continua la nesfârșit această șaradă infernală pe care ei au declanșat-o. Probabil că vă întrebați unde este acum micuțul Andrei. Ei bine, el este mort. Nu vă alarmați, nu sunt vinovat cu nimic în privința asta. Vedeți voi, copilul a fost internat într-un spital pentru copii cu probleme psihice, unde ar fi trebuit să fie reabilitat și ajutat să crească mare, ca un om sănătos. Zvonurile care au intrat însă din afară în spital, cum că l-ajutase pe tatăl său să ucidă o femeie și să ne omoare pe noi, i-au făcut pe colegii săi de salon să-l urască de moarte. Într-o noapte, cu ajutorul unei sticle sparte, l-au înjunghiat cu bestialitate pe copil, până când acesta și-a dat duhul. Iată cum s-a încheiat această poveste tristă. Până data viitoare aveți grijă de voi și aveți grijă în special cu cine intrați în vorbă pe stradă. Diavolul poate lua chiar chipul unui copil.